Postul Crăciunului durează 40 de zile, iar lăsatul secului e marți, 14 noiembrie. Urmează o perioadă în care credincioșii renunță la carne și la produse lactate. Dar se pregătesc sufletește și pentru prețurile mari ale zarzavaturilor, legumelor și fructelor. Dovlecei, varză, fasole, roșii, castraveți. E mai dificil. Atâtea preparate să le faci în casă? Legume trebuie să cumpărăm, sunt sănătoase și dacă ar fi și puțin mai ieftine, ar fi și mai bine. Este de două ori mai scump să ții post. Pentru că un kilogram de carne acum de pulpă, de mușchele, e cu 20 de lei. Când un kilogram de roșii bune, este 15 lei. În piețele din capitală, un kilogram de cartofi costă în acest moment între 4 și 7 lei. Fasolea se vinde cu un preț de 15 până la 17 lei, iar dacă ne gândim la dovlecei, kilogramul costă 8 sau 9 lei. Ceva mai ieftină însă este conopita, care se vinde în acest moment cu 4 sau 5 lei. Nici fructele nu sunt cu mult mai ieftine. Un kilogram de struguri costă între 15 și 18 lei. Perele, în jur de 10 lei kilogramul, iar merele cel puțin 4 lei. Preparatele de post pe bază de soia, de exemplu, sunt de asemenea la mare căutare și au prețuri pe măsură. Să ții o zi de post, cred că te costă cu 15% mai mult decât anul trecut, poate chiar mai mult în funcție de produsele pe care le cumperi. E o misiune aproape imposibilă pentru majoritatea românilor să țină post. Postul Crăciunului e mai puțin strict decât cel al Paștelui, având mai multe dezlegări la pește. În cele 40 de zile, mulți încearcă să îmbine partea spirituală cu regimul pentru siluetă, spun sociologii. Tradiția și modernitatea probabil se împletesc în povestea asta. Unii mai nou asociază această perioadă și cu alte comportamente care țin de slăbit. O parte dintre noi simt, trăiesc și se comportă în consecință. Se îmbină cele două laturi, dar știm că cea mai importantă este cea care ține de trupul acesta spiritual, de sufletul nostru, prin fapte bune, prin rugăciune, prin participarea în comuniune la viața bisericii. Postul Crăciunului pregătește credincioșii pentru una dintre cele mai mari sărbători religioase, nașterea lui Iisus, sărbătorită pe 25 decembrie.